stamina. Oh, running and I close my eyes, but I got stamina. Oh, yeah, I seen that amount of decline, but I got stamina. Oh, I need another lover, be mine, cause I got stamina. Don't give up, I won't give up. Don't give up, no, no, no. Don't give up, I won't give up. Don't give up, no, no, no. I'm afraid to be. Pe canapea, te rog. Așa am visat și eu când cântam la tubul de spray al mamei mele, dar n-a ieșit fix așa, a ieșit aproape așa. Bună dimineața! Neața! 15 ani deja, mamă, erai micuță la Nextar, este? Da, acum 4 ani am fost prima dată. 4 ani, a trecut o viață de om de atunci? Da. Crezi că ți-a folosit prezenta într-o emisiune de televiziune? Mulți zic, bă, nu te foarte duce, mult. Bă, facă ea mișto de tine, nu e frumos. Te folosesc, fac rating cu tine și nu, mai bine o iei pe drumul tău. Ți-a folosit? Foarte mult, mi-a schimbat viața radical, mai ales că eu am vrut să fac muzică de mică și m-a ajutat foarte mult. Am mulți fani, am fost la foarte multe emisiuni aici la Antena 1, inclusiv la Nextar, am fost invitată la toate edițiile speciale. Și da, chiar mi-a schimbat viața foarte mult și mă bucur și sper să se schimbe viața mea de acum încolo, tot mai mult. Ai trecut de 14 ani, deja X-Factor e o opțiune, să știi. Da, știu, știu. M-am gândit. Vezi că te așteaptă băieții, domnul Carlos, domnul Fane. Anul ăsta avem un an complicat, mai ales că de anul trecut au intrat în joc ăștia foarte mici. Și au ajuns și foarte, foarte departe. Da, eu urmăresc emisiunea, sunt o fană, X-Factor. Tu îi urmărești pe Carlos, las că am văzut eu ca simt. Da, evident. Lumea te găsește pe Facebook? Da, sigur, am pagina oficială Teodora Sava, puteți să-mi dați like, să mă urmăriți, toate activitățile mele sunt acolo. Dar ce e acest accent? Păi sunt din Moldova, nu? De unde? Din Piatra Neamț. Să trăiești. Mulțumesc. Teodora, o tipă cu care ne mândrim, au descoperit-o colegii de la Nextar. Ea a muncit să ajungă foarte sus și încet, încet, iată, scoate nasul. O așteptăm și cu o piesă de-a ei, desigur. Da, și eu sper să am o piesă. Hai, apucă-te de treabă. Compune, pentru mine. Luăm scurtă pauză. Sunteți la Neața, o emisiune sinceră, ca viața.